Bună ziua, dragii mei! Sunt Mihaela Măgureanu, medic primar stomatolog la Clinica Excedent. Iar în acest video aș vrea să vorbesc despre ce faci când se macină dinții. Măcinarea dinților este o problemă care nu poate fi eradicată decât prin tratament combinat cu eliminarea cauzei. Pe primul loc între cauze se află obiceiurile alimentare greșite și apoi obiceiuri greșite legate de igienă sau scrâșnirea dinților. Așadar, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să elimini obiceiurile alimentare greșite. Care ar fi acestea? Băuturile acidulate, îndeosebi la care creează dependență, rămân pe suprafața dinților și determină măcinarea acestora la propriu, de la bază exterioară, de lângă ginghie, până la retezarea completă a dintelui, așa cum vedeți aici. Aceste leziuni trebuie tratate de medicul stomatolog, apoi eliminate sucurile din dietă. Cafeaua îndulcită, băute cu gurițe mici la o țigară, determină leziuni extinse de același fel, uneori inclusiv pe fața internă a acestora. Laptele cu cereale, băute dimineața și neurmată de spălarea imediată a dinților, determină și înmăcinarea interdentară, în special la nivelul molarilor, acolo unde cerealele rămân și fermentează accelerat datorită acidului lactic. Se recomandă obturația dinților afectați și spălarea pe dinți dimineață după masă. De asemenea, consumul exagerat de citrice sau de fructe tari, mere verzi peste 3-4 zilnic, mai multe luni și chiar ani la rând, determină măcinarea suprafețelor orizontale de masticație cu distrugerea smalțului cu spidian și apariția unor insule de dentină ca niște gropițe mici pe fața care mestecă. Acestea sunt foarte sensibile inclusiv la consumul unor roșii moi. Se recomandă aplicarea unor protecții de compozit în aceste insule de dentină pentru limitarea sensibilității și apoi reducerea consumului de mere. Apa plată cu lămâie determină de asemenea eroziunea dinților dinspre interior. Dinții frontali devin netezi, așa cum vedeți aici, da? Și smalțul se topește până aproape de descoperirea completă a dentinei. Se recomandă consumul acesteia cu paiul sau chiar clătirea imediată a gurii cu apă simplă. Dacă smalțul este deja pierdut, va fi necesară acoperirea dinților pentru a preveni o eroziune completă, deoarece dentina este de 4 ori mai moale decât smalțul și se pierde foarte rapid substanța dentară. Dacă nu aveți niciunul din aceste obiceiuri, dar vă periați dinții în mod greșit, aceștia tot se vor măcina de la bază. Ce înseamnă asta? Înseamnă că periajul făcut orizontal taie papilele gingivale de la bază, lăsând dinții descoperiți interdentar și vulnerabili în fața cariilor interdentare. De asemenea, erodează smalțul la colet, acolo unde acesta este mai subțire, și se expune dentina, care este și ea mult mai moale și mai ușor de atacat de caria dentară, fiind mult mai sensibilă. Periajul cu periuța manuală are rezultate mult mai slabe decât periajul cu periuță electrică, însă și prin forma periuței, care se adaptează mai dificil la o suprafață rotundă. Periajul cu paste fără flori timp îndelungat poate determina o explozie de carii de colet, deoarece am constatat că la pacienții cu afinități naturiste, care s-au spălat pe dinți exclusiv cu paste fără flori, au avut după numai 2 ani o explozie de carii în toată gura. Periajul neurmat de clătirea cu apă de gură este mult mai puțin eficient în combaterea eroziunii dinților, deoarece apa de gură conține agenții de întărire a smalțului dentar. Ultima cauză a măcinării dinților este bruxismul sau scrâșnirea dinților. Acesta produce tocirea suprafețelor masticatorii și erodarea vârfurilor dentare până la dentină. Și în loc să rămână vârfuri eficiente la masticație, dinții rămân cu câte 2 până la 5 găuri pe suprafață, care sunt sensibile și la dulce, și la rece, și la acru, și la cald. Bruxismul se previne prin autocontrol diurn și nocturn, prin purtarea unor gutiere de protecție pe timpul nopții. De asemenea, pot fi încercate infiltrații cu botox pentru reducerea forței mușchilor maseteri. Vă mulțumesc că mi-ați fost alături pe parcursul acestui video. Aștept cu drag întrebările dumneavoastră pe pagina de Facebook Clinica Excedent sau la telefoanele clinicii. Data viitoare vom vorbi despre valoarea versus costul implanturilor dentare. Nu uitați să distribuiți acest video dacă l-ați găsit folositor. Vă mulțumesc pentru interesul acordat. Mihaela Măgureanu, Clinica Excedent.